O emisiune cu și despre oamenii acestui oraș. Stop cadru Rădăuțean. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Urmăriți știri și evenimente locale. Stop cadru Rădăuțean din această săptămână debutează cu prima ședință extraordinară a Consiliului Local. Bună ziua, stimați telespectatori ai postului de televiziune. Cu puțin timp în urmă s-a încheiat prima ședință extraordinară a Consiliului Local Rădăuți, care, după prezentarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 21.06.2008, referitoare la constituirea noului Consiliu Local, a trecut la dezbaterile proiectelor de hotărâre care au fost incluse pe ordinea de zi. Aceste proiecte de hotărâre au fost următoarele. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate privind retehnologizarea și modernizarea sistemului centralizat de producere și distribuție a energiei termice în municipiul Rădăuți, inițiatori domnii consilieri Login Lăcrimioara, Maierean Tiberiu, Alan Constantin, Vataman Dorin și Sticleț Simion. Conform normelor metodologice privind finanțarea programului termoficare 2009-2015, este 40% din valoarea investiției. Ținând cont că la noi, la ora actuală, avem o parte din investiții realizate, nerecepționate, dar sunt realizate. Deci mă refer aici la rețele termoficare care sunt în proporție de 85-90% realizate, modernizarea punctelor termice în jur de 90%. Parte de cogenerare, la ora actuală, început anul ăsta, a început demararea privind investiția. Încercăm să luăm 40%, nu din valoarea creditului, că noi trebuie să venim cu 60%, dacă noi avem la ora actuală creditul de 14.500.000 de euro, avem contracte în derulare de 6 milioane de euro rețelele, avem contracte în derulare de 1.200.000 de euro punctele termice și 7.400.000 de euro este centrala de cogenerare, sunt lucrări în derulare, licitate toate, deci astea sunt contracte de execuție. La ora actuală, noi suntem în faza, discutăm de studiul de fezabilitate datorită faptului că așa cer normele metodologice. Deci noi, la ora actuală, avem proiecte tehnice. Deci stăm pe faza de proiecte tehnice. Deci astea sunt investițiile la ora actuală. Total, credit este 14.500. Deci noi, ca să diminuăm creditul, obținem sigur, în mod sigur, din câte știu eu, în jur de 3 milioane de euro vom obține sigur. Mai departe, dacă vom putea obține de total investiții ar fi foarte bine, dar 3 milioane de euro sigur se vor obține, deci de parte de cogenerare. Asta vă pot spune la ora actuală. Deci, în construcție, cine dorește, nu e niciun secret, cine dorește pot să meargă la centrala de zonă, sunt aprovizionate cazanele clasice, grupurile, cazanele respiratoare, acum la ora actuală se lucrează la, ele sunt montate pe supost, acum la ora actuală se lucrează la ala care va fi deci lucrăm la hal, la ora actuală. Ce înseamnă pentru noi, pentru Rădăuți, la ora actuală, conform proiectului tehnic, centrală de cogenerare? Avem două grupuri care vor produce între 3,5 și 4 MW electrici, deci la ora actuală vom avea între 7 și 8 MW electrici și 41 MW termici. Ce înseamnă asta? Deci 8 MW pe grup se produce în recuperarea energiei când produce energie electrică. Asta înseamnă 16 MW. În proiectare, noi ținem cont de următoarele factori. De asta am pus două grupuri ca să producă curent electric. Ca pe timp de vară, când funcționăm numai cu apa caldă, deci noi cam ne învârtim aici în jur de 8 MW termici produci pe timp de vară. Să putem funcționa cu un grup, să producem curent electric și vara, iarna să producem curent, să mergem cu două grupuri, iar în caz de temperaturi mai scăzute, se pornim un cazan clasic ca să ajutăm sistemul de termoficare.
după tot ce s-au făcut în proiectare, probabil că va scădea prețul de cost a energiei termice, pentru că noi vom vinde energie electrică, ori există o variantă să o folosim în cadrul intern a Consiliului Local Energie Electrică, depinde la ce preț ne costă și să plătim la eu numai transportul. Există și varianta asta. În funcție de ce preț vom primi noi la licitație pentru energie termică să o vindem, dacă va fi mai economicos, vom folosi-o atât pe lumina publică, captarea apă și tot absolut, plus unitățile bugetare, școli, care vor avea nevoie de energie electrică. În cazul că nu, vom vinde-o la licitații și vom plăti transportul pentru... Asta este situația la ora actuală. Deci, eu zic că, conform așa, noi trebuie să, la noi, la Rădăuți, trebuie să scadă contravaloarea energiei termice pentru populație. La ora actuală, megawattul oră, ce se vinde la licitații în sistem de generale, este între 70 și 80 de dolari. Cam așa se vinde la ora actuală. Suceava, Picărbune, de câte știu eu, vinde tot de 70 de dolari megawattul electric. În urma dezbaterilor, acest proiect de hotărâre a fost trecut în cadrul Consiliului Local cu 17 voturi pentru, cu o abținere. Dintr-un total de 19 consilieri, 18 au fost prezenți la ședință. La punctul 3 pe ordinea de zi a fost celălalt proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de alimentare cu energie termică și stabilirea zonei unitare de încălzire din municipiul Rădăuți, aceiași inițiatori: Login Lăcrimioara, Maierean Tiberiu, Galan Constantin, Vataman Dorin, Sticleț Simion. Și acest proiect a fost trecut în cadrul Consiliului Local cu 17 voturi pentru și cu o abținere. La începutul ședinței extraordinare de astăzi s-a solicitat introducerea pe ordinea de zi a punctului diverse, care a fost aprobat și s-au purtat discuții în acest sens în cadrul acestei ședințe de Consiliu Local. Avem la ora actuală depus la MIRA un proiect de hotărâre privind alocarea unui sume de 18 miliarde de lei pentru menținerea funcțiunii a sistemului termoficare. Așa ne s-a recomandat de la MIRA, am făcut un proiect, cu ocazia asta vreau să mulțumesc domnul președinte Frutul că a înțeles și ne-a semnat proiectul. Proiectul e semnat de prefect și de nou președinte. L-am depus la MIRA, în care avem promisiuni că ne va ajuta cu niște bani, ca să putem ieși din pasul, pentru că noi, la ora actuală, avem din casat, deci primăria, nu noi, servicii comunale, servicii comunale are din casat 16 miliarde 500 subvenții, cu titlul din subvenții, care vin din Consiliul Local, și noi avem de achitat la gaz, firma Norgaz, avem o restanță de 10 miliarde 500, totul e vechi, la gaz. Deci noi, din surse proprii, am achitat 5 miliarde și ceva în plus, față de ce avem din casa subvenții. Asta am vrut să vă informez pentru problema privind furnizarea de gaz și a proiectului de hotărâre. Sunt promisiuni că ni se vor da ceva bani, s-ar putea la sfârșitul lunii, oricum suntem în graficul 1.800.000, care este ordinul ministrului trimis pentru subvenții, și avem promisiuni că ni se vor da diferența de bani privind subvenția de energie termică ca să putem achita restanța la gaz și să putem funcționa la parametri corespunzători privind gazul. La ora actuală, deci noi avem din casat, de la primăria municipiului Rădăuți, vorbesc la ora actuală, deci în ziua de azi 39 dimineața, din care 16 miliarde sunt subvenții. Trebuie să facem eforturi împreună, să găsim, să încasăm din surțele celelalte. Deci subvenția, am înțeles, nu este subvenție, deci avem la prestări, avem acum, vă pot spune că avem facturi neîncasate la salubrizare, iluna public, activitatea de ecaristaj și nu mai discutăm de întreținere de stres. Deci total debit care la ora actuală avem, deci noi avem din casa la ora actuală 39 de miliarde de la primărie. Trebuie, din discuțiile care le-am avut cu Norgaz, trebuie să facem eforturi cât de cât să primim din suma asta ceva de la primărie, să putem achita la Norgaz, conform graficului care l-am făcut cu firma Norgaz, să intrăm în luna septembrie, să nu avem surpriză ca să rămânem fără gaz în municipiul Rădăuți. Deci asta este situația reală care vă prezint la urmă. Subsemnați, consilieri locali din Consiliul Local Rădăuți, protestăm față de modul în care domnul primar Aurel Olăreanu înțelege să respecte libertatea de exprimare și
și libertatea presei. Ultima ispravă în acest domeniu este scoaterea din programul televiziunii locale Embit a emisiunii Stop Cadrul Rădăuțean, din motiv că aceasta conținea două interviuri, unul cu viceprimarul municipiului Dorin Bataman și altul cu domnul consilier Iulian Băncescu, președintele PSD municipiului Rădăuț. Scoaterea acestei emisiuni s-a făcut sub presiunea domnului primar pe motiv de atac la persoană, lucru neadevărat. Semnează Băncescu Iulian, Bota Ioan, Frunză Mihai, Sarcinschi Ilie, Popescu Angelica, Loghin Lăcrămioara, Tiberiu Maierean, Irimescu Mircea, Vataman Dorin, Galan Constantin. Vă rog să o analizăm, să stabilim o comisie, să verifice la fața lor împreună. Nu îi dau citire, pentru că ei mai are scrisul mai trebuie. A doua problemă, propunere am, eu frecventez duminica, merg la biserica la catedrală. La ora actuală se execută niște lucruri foarte importante la catedrală. În afară de acoperișul care urmează să fie rezolvată problema, s-a constatat că tencuiala a început să cadă, mai ales la turnul principal, turnul din spate, și la ora actuală se lucrează la această lucrare de a da jos acest material care deja cade și de a fi pusă o nouă tencuială. Părintele Nicolae ne-a rugat să găsim o modalitate, să l-ajutăm în această lucrare de tencuială care se face la ora actuală. Eu am o propunere, dacă domnii colegi consilieri ar ceda din această primă de 500 de lei fiecare, s-ar aduna o sumă pentru catedrală, pentru că catedrala este mândria municipiului nostru și trebuie să se ajutăm pe acești oameni, pentru că nu au alte posibilități. E adevărat că de la guvern a fost alocat un miliard, peste un miliard de lei care va fi folosit la acoperiș, dar la ora actuală sunt deja într-o situație că cheltuielile se ridică la 450 de milioane de lei. Și dacă sunteți de acord să cedăm pe luna iulie cei 500 de lei, să-i donăm catedralei Rădăuți. Eu nu sunt primul care alături și dona acest lucru. Aș vrea să dau o replică la protestul pe care colegii consilieri l-au adresat aici, în absența domnului primar Aurel Orean. Nu sunt reprezentatul dumnealui, dar este președintele partidului la organizație locală din care fac și o parte. Orice încălcare a libertății presei și a libertății de exprimare este periculoasă. Orice derapaj. Și este foarte clar. Însă, pe de o parte, vreau să spun că Embitul nu știu cum a putut fi blocat de către domnul primar să nu emită o emisiune. Mi se pare că aici s-a supralicitat momentul asupra căreia vreau să spun că nu am nicio foarte multe date. Și tot legat de acest aspect vreau să spun că am o memorie proaspătă, suficiente momente, evenimente, elemente în care și operatorul de la Embit a evitat să informeze opinia publică, acțiuni, evenimente, declarații, atitudini a unor persoane care veneau dintr-o altă zonă, o zonă evident aflată în opoziție, în opoziție cu primarul, Consiliul Local din într-o anumită perioadă. Nimeni n-a făcut atunci un protest și dacă s-a făcut atunci, s-a făcut acum, este foarte bine. Poate că dacă lucrurile se vor lămuri, vom trata problema într-un mod civilizat, politicos. Și dacă tot este final, eu, stimați colegi, vreau să vă urez succes, vreau să spun de la început, indiferent de culoarea sau partidul politic pe care reprezentați, important este ca demersurile și inițiativele dumneavoastră să vină cu adevărat în sprijinul cetățenilor pe care cu toți spunem că îi reprezentăm. Și consider că vom avea în continuare o discuție și o dezbatere obiectivă, concretă, centrată pe problemele cetățenilor, fără ură și părtinire, pentru că cel mai important rămâne dialogul și ceea ce rezultă din el. Vă mulțumesc. Director economic, ce posibilități are de achitare sumei către servicii comunale când câtva timp servicii comunale nu se mai poate sufla, adică nu se mai aibă capacitatea pentru să presteze serviciile pentru primăria municipiului de dacă nu se achită. Are o posibilitate în perspectivă următoare ca să plătească către servicii comunale sau nu sunt posibilități? Trebuie să informăm ca să știm și noi și cetățenii municipiului. Noi, când am întocmit bugetul, am avut în vedere toate sursele de finanțare de care dispune orașul. În ideea că va veni
vor veni sume prin direcția de finanțe de la județ sau de la București alte sume, vom echilibra bugetul și vom plăti datoriile. În momentul de față, încercăm să plătim datoriile curente către servicii comunale. Și astăzi am dat câțiva bani cât aveam noi disponibili spre servicii comunale și alte plătiri curente. Este direcția de taxe și impozite care trebuie spusă să încaseze toate veniturile pentru anul 2008, pentru că sunt societăți comerciale care nu și-au plătit până acum, nu și-au onorat datoriile față de bugetul de stat propriu al municipiului. Ca atare, trebuie puși oamenii la treabă. Și n-ar vorbi exact cazul concret, nici nu cunosc bine ce s-a întâmplat. E posibil în atmosfera creată să fie și o intervenție ne la locul ei. Nu știu, repet, dar problema este foarte importantă. Este foarte importantă. E mai importantă decât încălzirea. Și ca atare, trebuie să avem o atitudine totuși față de lucrurile astea. Dacă în viitor se vor înregistra atacuri asupra libertății presei, limitări, intimidări, de orice fel, eu spun, indiferent din partea cui ar veni. Eu am și scris săptămâna trecută. Există o situație legată de faptul că importante posturi media, din audiovizual în special, sunt proprietatea primarului. Și realmente trebuie să ne interesăm și trebuie să vedem cum echilibrăm situația aceasta. Eu nu zic că se face rău acolo. Sau dacă se va face, vom zice la vremea respectivă. A trecut campania electorală. O considerăm istorie. Nu mai revenim asupra lucrurilor. Dar într-un oraș în care mijloacele media aparțin unui jucător activ, numai unei persoane, atunci este un semn de întrebare foarte serios. Și care privește Consiliul Local. Și atrag atenția încă o dată că problema este extrem de serioasă. Și în aceste condiții, dacă în echilibru precar care era stabilit, dispare un partener, apoi atunci alarma trebuie să fie trasă chiar imediat. Și nu știu dacă e dispariție totală, adică de acum nu va mai fi, sau a fost un incident vremelnic, nu știu. Dar este foarte important să vedem lucrurile astea. Și pentru asta, eu am să-mi permit să, la rubrica de diverse, din fiecare ședință de Consiliul Local, să prezint niște elemente de monitorizare privind libertatea presei în perioada încheiată, lucruri care vor fi preluate de la o asociație civică creată în acest sens. Este vorba de Asociația Civică Împreună și o să le prezentăm fără comentarii. Deci o să mă străduiesc să fie fără comentarii, ci pur și simplu semnalări. Va fi o experiență în definitiv, dar este în sensul întăririi civismului în localitatea noastră și cred că acest lucru este foarte important. Sunt din parte la început de muncă din Consiliu și vă rog să mă credeți, că anul nostru pe viață, noi nu știm nici nici să petrecem primărie, nici consiliere. Cred că ar trebui să fim mai bine informați. Cel puțin noi care nu avem experiență în sensul ăsta. Ne îndreabă lumea în oraș. Domnule, adevărat, primăria e datoare, nu mai este niciun ban, faliment, lumea asta. Nu, sunt din umeri. După aia, domnule, adevărat, s-o dat afară, pleca boleacul, pentru ce o plecat lumea asta? Cred că e cazul să le știi și noi, domnule consiliere, sau poate că nu știu. Nu știu nimic de răspunsul ăsta. Este cineva care poate să răspund domnului consilier? Domnului consilier, pot să vă informez că directorul economic Boleacu Silvia și directorul impozite și taxe Boleacu Constantin au fost suspendați pe o perioadă de 2 ani. Au fost suspendați sau s-au suspendat? S-au avut o suspendat. Deci la cererea lor s-au autosuspendat pentru motive personale. Asta ar însemna că autosuspendarea este pe 2 ani, ar fi după 2 ani să revină. Până atunci se poate angaja o persoană pe durată determinată. Vis-a-vis de libertatea presiei, eu cred că fiecare instituție mass media este obligată prin lege să păstreze un anumit echilibru în ceea ce privește culoarea politică a partidelor. Deci asta, în primul rând, și așa ar trebui pornit discuția, eu așa cred.
la Rădăuț un caz mai special, nu creată o instituție care este a primarului și de genul ăsta, mass media, și care este de o parte și alta care este de cealaltă parte. Cred că amândouă trebuie să păstreze un echilibru și probabil că trebuie să monitorizăm lucrul ăsta. Nu una prezintă ceva și una prezintă altceva. Nu noi competența. Există o instituție foarte clară. Bun, dar chiar administrația orașului trebuie să aibă echidistanță față deci de cele două părți. La un moment dat se punea discuția, domnule, dacă este totul, deci o parte a mass media, în mare parte a primarului, atunci să fie alta care... Problema e alta. Nu cred că în sensul ăsta cred. Vineri, reprezentanții unui post de televiziune au fost scoși foarte brutal din primărie și reprezentanții altui post de televiziune au fost primiți cu brațele deschise. Primăria fiind o instituție publică, eu zic că amândoi trebuiau să fie primiți. Am văzut. Prin faptul că am văzut. Și au fost invitații mei și unii și alții. Cu aceeași plăcere. Partea asta dinspre, din sens invers. Și probabil că eu i-am văzut în stâlp acolo când, când erau deja prinsă în stâlp. Nu i-am văzut de unde veneau, că după urmele ce se văd pe asfalt, deci ne-am dat seama că sunt toți invers. I-am văzut în stâlp. Când am ajuns acolo, am tras de ușă, de aia, a venit vecinul de pe drum cu ranga, am căutat să scoatem. Trăiește, ăla trăiește, care l-a luat la spital, trăia. Ăla altul a murit pe loc, băiatul din dreapta șoferului. Însă șoferul nu mai trăiește, mai trăia, avea puls și respira. Altceva, ce pot să... S-au alarmat după aia toți vecini. În noaptea de 23 iulie 2008, în jurul orelor 23:15, am fost sesizați prin serviciul unic 112 că pe strada Ion Nistor din municipiul Rădăuț a avut loc un accident de circulație soldat cu decesul unei persoane și rănirea gravă a alteia. În temeiul sesizării ne-am deplasat la fața locului unde am constatat următoarele. Numitul Mihai Ștefan Alexandru, în vârstă de 27 de ani, din municipiul Rădăuț, se deplasa la volanul unui autoturism marca Mercedes pe strada Ion Nistor, din direcția Constantin Dobrogeanu Gherea către centrul municipiului și, neadaptând viteza într-o curbă la stânga, a virat mult stânga pentru a nu părăsi partea carosabilă, a pierdut controlul asupra direcției de mers și, intrând în derapaj lateral stânga, s-a izbit cu mijlocul părții drepte într-un stâlp de pe trotuarul din stânga a sensului de mers stabilit. În urma impactului a rezultat decesul numitului Motruc Andrei Stelian, de 27 de ani din municipiul Rădăuț, pasager pe locul din dreapta fața autoturismului și rănirea gravă a conducătorului auto Mihai Ștefan Alexandru. Conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuț cu ambulanța, unde i s-a stabilit diagnosticul: stare comotoasă profundă, post-traumatism cranian forte, suferință de trunchi cerebral, și apoi trimis la Spitalul de Urgență Sfântul Ioan Suceava. Iar cadavrul numitului Motruc Andrei Stelian a fost depus la morga Spitalului Municipal Rădăuț, decesul fiind constatat de către echipajul ambulanței. Vinovat de producerea accidentului în cauză, se face conducătorul auto care nu a adaptat viteza în curbă. Viteza ucide. Victimă poate fi propria ta familie. Stop accidentelor. Viața are prioritate. O campanie inițiată de Inspectoratul General al Poliției Române. Bună ziua! Astăzi, 24 iulie, este ziua Poliției de Frontieră Române. În acest sens, vă prezentăm un comunicat al Direcției Poliției de Frontieră Rădăuț. La 24 iulie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul numărul 893, prin care se constituie Unirea Corpurilor Grăniceresti, de dincolo și de dincolo de Milcov,
înființându-se astfel prima instituție modernă cu misiunea de a păzi hotarele țării, această zi fiind desemnată ca Ziua Poliției de Frontieră Române. Cu ocazia acestei zile, Direcția Poliției de Frontieră Rădăuț va organiza în ziua de 25.07.2008, la Casa de Cultură din municipiul Rădăuț, o serie de manifestări dedicate acestui eveniment, la care participă oficialități din județul Suceava, precum și o delegație de grăniceri ucrainieni. Ședința festivă va fi deschisă de directorul DPF Rădăuț, comisar șef de poliție Ion Pop, care va prezenta un scurt istoric al semnificației zilei de 24 iulie și va mâna diplome și distincție polițiștilor de frontieră. Prin ordinea Ministrului Internelor și Reformei Administrative, se înaintează în gradul profesional următor un număr de 19 ofițeri, iar prin dispoziția directorului DPF Rădăuț, cât și a șefilor celor două inspectorate, au un număr de 79 de agenți de poliție de frontieră. Pentru merite excepționale în activitatea profesională, 17 ofițeri și 15 agenți au fost avansați în gradul profesional următor, înainte de îndeplinire stagiului minim în grad. Pentru rezultate obținute în muncă, un număr de 33 de polițiști de frontieră din cadrul DPF Rădăuț și JPF Suceava vor primi distincții onorifice de polițiști de frontieră de onoare al anului, iar ofițerilor ucrainieni, prezenți la festivitate, domnul comisar șef de poliție Ion Pop le va acorda diplome de excelență. Manifestările dedicate Zilei Poliției de Frontieră s-au încheiat cu un spectacol folcloric din zonele Bucovina și Marea Mureș, zonele de competență ale Direcției Poliției de Frontieră. Dar din ce n-am fost să mă fi făcut,